Iubirea nu e neapărat o relație cu o anumită persoană. Iubirea este o atitudine, o orientare a caracterului, care determină modul de corelare a unei persoane cu lumea în întregul ei, nu numai cu un obiect al iubirii. Dacă cineva iubește numai o singură persoană și nu manifestă decât indiferență față de toți ceilalți asemenea săi, iubirea sa nu este iubire, ci un atașament simbiotic sau un egocentrism lărgit. Totuși, cei mai mulți oameni își închipuie că iubirea ține de un obiect, nu de o capacitate. Ba mai mult, ei își închipuie chiar că ne iubim pe nimeni altcineva în afara persoanei iubite, își dovedesc intensitatea iubirii. Iată o altă formă a erorii despre care am vorbit mai sus. Nepricepând faptul că iubirea este un element activ, o putere a sufletului, mulți își închipuie că trebuie doar să găsești un obiect potrivit, după care totul va merge ca de la sine. Această atitudine poate fi comparată cu cea a unui om care vrea să picteze, dar care în loc să învețe arta aceasta, susține că trebuie doar să întâlnească obiectul potrivit și că va picta foarte bine când îl va fi găsit. Dacă eu iubesc într-adevăr un om, îi iubesc pe toți ceilalți oameni, iubesc lumea, iubesc viața. Dacă pot spune cuiva te iubesc, trebuie să pot spune te iubesc în tine pe toată lumea. Dacă pot spune cuiva te iubesc, trebuie să pot spune iubesc în tine pe toată lumea, iubesc prin tine, lumea întreagă, mă iubesc și pe mine însumi, pentru sau prin tine. Să spui că iubirea este orientare ce se referă la toți și nu numai la unul, nu implică totuși ideea că nu ar exista deosebiri între diferitele tipuri de iubire în funcție de natura obiectului iubit. Haideți să ne concentrăm puțin pe iubirea frățească. O formă fundamentală de iubire, subiacentă tuturor tipurilor celorlalte de iubire, este iubirea frățească. Mă refer aici la răspunderea, grija, respectul și interesul pentru oricare ființă umană, precum și la dorința de a-i promova viața. Tocmai despre acest mod de a iubi vorbește Biblia când spune: iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Iubirea frățească este iubirea pentru toate ființele umane. Ea se caracterizează tocmai prin lipsa ta de exclusivism. Dacă am o capacitate de a iubi dezvoltată, nu pot să nu-mi iubesc frații. Iubirea frățească implică trăirea uniunii cu toți oamenii, trăirea solidarității umane, a dezizolării umane. Iubirea frățească se bazează pe sentimentul că suntem cu toții una. Deosebirile dintre noi ca talent, inteligență, cunoștințe sunt neglijabile în comparație cu identitatea esenței umane comune tuturora. Pentru a iubi această identitate este necesar să pătrunzi de la suprafața lucrurilor la esența lor. Dacă percepi în celălalt mai cu seamă suprafața, percepi în primul rând deosebirile, percepi ceea ce ne separă. Dacă pătrunzi până în esență, percepi identitatea noastră, faptul că suntem frați. Această legătură de la centru la centru și nu de la suprafață la suprafață este o legătură centrală. Iubirea frățească este o iubire între egali, dar desigur, nici ca egali nu suntem întotdeauna egali. Ca ființe umane avem toți nevoie de ajutor. Astăzi eu, mâine tu. Dar această nevoie de ajutor nu înseamnă că unul este neajutorat, iar celălalt puternic. Neajutorarea este o stare trecătoare. Capacitatea de a sta pe propriile tale picioare este permanentă și comună. Totuși, iubirea pentru cel neajutorat, iubirea pentru cel sărac, pentru cel străin, sunt începutul iubirii frățești. Să-l iubești pe cel de același sânge cu tine nu este o realizare. Și animalul își iubește puii și are grijă de ei. Cel neajutorat își iubește stăpânul, deoarece viața sa depinde de el. Copilul își iubește părinții pentru că are nevoie de ei. Numai în iubirea ce nu servește unui scop, începe iubirea să înflorească. Este plin de însemnătate faptul că în Vechiul Testament obiectul central al iubirii este săracul, străinul, văduva și orfanul și până la urmă dușmanul național, egipteanul și edomitul. Având compasiune pentru cel neajutorat, omul începe să-și iubească fratele. Iar în iubirea sa pentru sine, el iubește totodată pe cel aflat la nevoie, ființa umană fragilă, nesigură. Compasiunea implică elementul cunoașterii și identificării. Cunoașteți inima străinului, spune Vechiul Testament, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului, de aceea iubiți pe străini. Iubirea maternă. Iubirea maternă, așa cum am mai spus, este o susținere necondiționată a vieții copilului și o satisfacere necondiționată a nevoilor sale. Dar la descrierea făcută mai este ceva important de adăugat.
Susținerea vieții copilului are două aspecte. Unul este cel al grijii și responsabilității absolut necesare pentru menținerea copilului în viață și pentru creșterea sa în condiții corespunzătoare. Pe când celălalt aspect nu ține numai de protejarea vieții copilului. Este vorba de o atitudine care să insufle copilului dragoste de viață, care să-i dea sentimentul că e bine să trăiești, că e bine să fii un băiețel sau o fetiță, că e bine să fii pe pământul acesta. Aceste două aspecte ale iubirii materne sunt exprimate foarte concis în iubirea biblică a creației. Dumnezeu creează lumea și omul, ceea ce corespunde simplei griji pentru existență și pentru afirmarea sa. Dar Dumnezeu trece dincolo de această cerință minimă. În fiecare zi după ce a fost creată natura și omul, Dumnezeu constată că e bine. Iubirea maternă în acest al doilea stadiu face copilul să simtă că e bine să se fi născut, insuflă copilului dragostea de viață și nu doar dorința de a rămâne în viață. Aceeași idee pare să fie exprimată într-un alt simbol biblic. Se spune că pe pământul făgăduinței, țara, pământul, sunt întotdeauna simbolul materne, curge lapte și miere. Laptele este simbolul primului aspect al iubirii, al îngrijirii și susținerii vieții ca atare, dar mierea simbolizează dulceața vieții, dragostea de viață și fericirea de a trăi. Cele mai multe mame sunt capabile să dea copilului lor lapte, dar numai o mică parte din ele îi pot da și miere. Ca să poată da miere, o mamă trebuie să fie nu numai o bună mamă, ci și o persoană fericită și nu oricine ajunge la o asemenea stare. Importanța acestui aspect asupra copilului nu poate fi subliniată îndeajuns. Dragostea de viață a mamei este la fel de contagioasă ca anxietatea sa. Ambele atitudini au un efect profund asupra întregii personalități a copilului. Se pot distinge clar într-adevăr printre copii, dar și printre adulți, cei care au căpătat doar lapte, de cei care au căpătat lapte și miere de la mama lor. Spre deosebire de iubirea frățească și cea erotică, care sunt iubiri între egali, relația mamei cu copilul este prin firea lucrurilor o relație de inegalitate, în care unul are nevoie de tot ajutorul posibil, iar celălalt îl oferă. Din cauza acestui caracter altruist, lipsit de orice egoism, iubirea maternă este considerată cea mai înaltă formă de iubire și cea mai sfântă legătură emoțională. Se pare totuși că cea mai mare realizare a iubirii materne nu constă în iubirea pentru copilul mic, ci în iubirea pentru copilul în creștere. Într-adevăr, marea majoritate a mamelor sunt mame iubitoare atâta timp cât copilul lor este mic și încă total dependent de ele. Cele mai multe femei își doresc copii, sunt fericite cu copilul nou născut și foarte atente cu îngrijirea lui. Și asta se întâmplă în ciuda faptului că nu capătă nimic în schimb de la copil, în afară de câte un zâmbet sau o expresie satisfăcută pe fața copilului. Se pare că această atitudine iubitoare își are parțial rădăcinile în înzestrarea instinctuală pe care o regăsim atât la animale cât și la femei. Dar oricât de mare ar fi ponderea acestui factor instinctual, există și factori psihologici, specific umani, ce determină acest tip de iubire maternă. Unul dintre ei ține de elementul narcisist din iubirea maternă. În măsura în care copilul este încă resimțit ca făcând parte din mamă, mama își poate iubi copilul mândrindu-se cu el spre a-și satisface propriul narcisism. O altă motivație poate fi găsită în dorința de putere sau de posesiune a unei mame. Copilul fiind neajutorat și complet supus voinței ei, constituie un obiect natural de satisfacție pentru o femeie dominatoare și posesivă. Oricât de frecvente ar fi motivațiile acestea, ele sunt probabil mai puțin importante și mai puțin universale decât o altă motivație care ar putea fi numită nevoia de transcendere. Această nevoie de transcendere este una din nevoile fundamentale ale omului. Ea provine din însăși conștiența sa de sine, din faptul că omul nu poate fi satisfăcut doar cu rolul său de creatură, nu poate accepta rolul de zar aruncat la întâmplare. El vrea să se simtă creator, tânjește spre o transcendere a rolului pasiv de a fi creat, pur și simplu. Există multe căi pentru a căpăta această satisfacție a creației proprii. Cea mai firească și totodată cea mai ușoară cale este grija și iubirea mamei pentru creația sa. Ea se transcede pe sine însăși prin copil. Iubirea sa pentru copil dă sens și însemnătate propriei sale vieți. Dar copilul trebuie să crească. Trebuie să plece din brațele mamei, de la sânul mamei. Trebuie să devină până la urmă o ființă umană complet separată.
Partea esențială a iubirii materne este tocmai acea grijă pentru dezvoltarea copilului, care implică și dorința ca separarea copilului să aibă loc, în care constă principala deosebire față de iubirea erotică. În iubirea erotică, doi oameni care au fost separați devin una. În iubirea maternă, doi oameni care au fost una se separă. Mama nu trebuie numai să tolereze, ci trebuie chiar să dorească și să susțină separarea copilului. Abia în acest stadiu, iubirea maternă devine o sarcină dificilă, care presupune altruism, presupune capacitatea de a da tot, fără să dorești altceva decât fericirea celui iubit. Tocmai în acest stadiu, multe mame nu reușesc să-și joace rolul de mame iubitoare. Femeia narcisistă, dominatoare, posesivă, poate reuși să fie mamă iubitoare doar atâta timp cât copilul ei este mic. Dar numai femeia într-adevăr iubitoare, femeia care este mai bucuroasă să dea decât să primească, cea care este puternic înrădăcinată în propria sa existență, poate fi o mamă iubitoare și atunci când copilul este pe cale, să se separe de ea. Iubirea maternă pentru copilul în creștere, iubirea care nu vrea nimic despre sine sau pentru sine, este poate cea mai greu realizabilă formă de iubire și totodată o formă de iubire care îți poate înșela cel mai les neașteptările din pricina ușurinței cu care o mamă își poate iubi copilul încă mic. Și tocmai din pricina acestei dificultăți, o femeie nu poate fi o mamă iubitoare decât dacă ea poate în genere iubi, dacă își poate iubi soțul, dacă poate iubi alți copii, dacă poate iubi străinii și toate ființele umane. Femeia care nu este capabilă de iubire în acest sens poate fi o mamă afectuoasă atâta timp cât copilul ei este mic. Dar nu poate fi o mamă într-adevăr iubitoare, testul pentru acesta fiind disponibilitatea sa de a suporta separarea și de a continua să iubească și după ce separarea s-a produs. Iubirea frățească este o iubire între egali, iubirea maternă este iubire pentru cel neajutorat. Oricât de diferite ar fi una de alta, ele au în comun faptul că, prin însăși natura lor, nu se restrâng la o singură persoană. Dacă îmi iubesc fratele, îmi iubesc toți frații. Dacă îmi iubesc copilul, îmi iubesc toți copiii, ba mai mult. Iubesc copiii în genere și iubesc pe toți cei care au nevoie de ajutorul meu. În contrast cu aceste două feluri de iubire este iubirea erotică, aceasta din urmă fiind setea de fuziune completă, de uniune cu o altă persoană. Ea este prin natura sa exclusivă și nu universală și este poate cea mai înșelătoare formă de iubire dintre toate câte există. Înainte de toate, trebuie spus că această formă de iubire este foarte frecvent confundată cu trăirea impetuoasă a îndrăgostirii, cu căderea bruscă a barierelor ce existau până atunci între doi străini. Dar, așa cum am arătat deja, această relație intimă atât de brusc apărută este prin natura sa de scurtă durată. După ce străinul a devenit o persoană intim cunoscută, nu mai există bariere de trecut, nu mai există o apropiere bruscă de realizat. Ajungem să cunoaștem persoana iubită la fel de bine ca pe noi înșine. Sau, poate ar fi bine să spun la fel de puțin. Dacă ar exista mai multă profunzime în trăirea persoanei celelalte, dacă am putea simți nemărginirea personalității sale, persoana cealaltă nu ar ajunge niciodată să ne fie atât de familiară și miracolul depășirii barierelor s-ar putea produce iarăși și iarăși în fiecare zi. Dar pentru cei mai mulți, propria lor persoană și deopotrivă orice altă persoană este repede explorată și epuizată. Pentru ei, o relație intimă se stabilește în primul rând prin contactul sexual, dat fiind că ei simt separarea de cealaltă persoană ca fiind în primul rând o separare fizică, uniunea fizică înseamnă pentru ei depășirea separării. Pe lângă asta, există și alți factori ce reprezintă pentru cei mai mulți o depășire a izolării. Să vorbești despre viața ta personală, despre speranțele și temerile tale, să te arăți cuiva sub alte aspecte copilărești și copilăroase, să descoperi domenii de interes comune, toate acestea sunt considerate ca depășiri ale izolării. Chiar să-ți arăți furia, ura totală, lipsa de inhibare sunt considerate manifestări ale unei relații intime și asta poate explica atracția perversă pe care o au unele perechi căsătorite unul față de celălalt, cedei părând a fi într-o relație intimă numai dacă sunt în pat sau dacă își dau drumul la toată ura și furia reciprocă. Dar toate tipurile acestea de apropiere tind să se reducă pe măsură ce trece timpul.
Consecința este că se caută dragostea cu o altă persoană, cu un nou străin și din nou străinul este transformat într-o persoană intimă, din nou experiența îndrăgostirii este exaltată și interesantă și din nou devine tot mai puțin intensă până ce se termină cu dorința de a face o nouă cucerire, de a trece la o nouă iubire, mereu cu iluzia că noua iubire, noua dragoste va fi diferită de cele precedente. Aceste iluzii sunt puternic sprijinite de caracterul înșelător al dorinței sexuale. Dorința sexuală țintește spre fuziune și nu este în niciun caz doar un apetit fizic, un mod de înlăturare a unei tensiuni chinuitoare. Dorința sexuală poate fi stimulată de frica de singurătate, de dorința de a cuceri sau de a fi cucerit, de vanitate, de dorința de a răni și chiar de a distruge, după cum poate fi stimulată și de iubire. Se pare că dorința sexuală poate avea lesne în componența sa și poate avea lesne ca stimulent orice simțământ puternic, iubirea fiind doar unul dintre simțământele acestea. Dar fiindcă dorința sexuală este în mintea celor mai mulți ideea de iubire, ei ajung cu ușurință la concluzia greșită că se iubesc unul pe celălalt atunci când doar se doresc unul pe celălalt fizic. Iubirea poate inspira dorința de uniune sexuală. În acest caz, relația fizică este lipsită de cupiditate, de dorința de a cuceri sau de a fi cucerit, fiind în schimb plină de tandrețe. Dacă dorința de unire fizică nu este stimulată de iubire, dacă iubirea erotică nu este și iubire frățească, ea nu duce niciodată la uniune, decât într-un sens orgiastic trecător. Atracția sexuală creează pentru moment iluzia uniunii și totuși, fără iubire, această uniune lasă străinii la fel de îndepărtați unul de celălalt cum au fost. Uneori îi face chiar să se rușineze unul de altul și îi face chiar să se urască unul pe altul, căci iluzia odată pierdută, ei își simt înstrăinare mai puternic decât înainte. Tandrețea nu este în niciun caz, așa cum se credea Freud, o subliminare a instinctului sexual. Ea este produsul direct al iubirii frățești și există atât în formele fizice cât și în cele nefizice ale iubirii. În iubirea erotică există un exclusivism ce lipsește în iubirea frățească și în cea maternă. Acest caracter exclusivist al iubirii erotice merită o analiză mai detaliată. Frecvent, exclusivismul iubirii erotice este interpretat în mod greșit ca semna unui atașament posesiv. Întâlnim adesea perechi ce se iubesc și nu simt iubire pentru nimeni altcineva. Iubirea lor este, de fapt, un egocentrism în doi. Doi oameni se identifică unul cu altul și își rezolvă problema izolării lărgind individul singular la doi. Ei trăiesc o depășire a izolării, dar totuși, fiind izolați de restul omenirii, rămân izolați unul de altul și înstrăinați de ei înșiși. Trăirea uniunii este la ei o iluzie. Iubirea erotică este exclusivistă, dar în iubirea persoanei celelalte iubește omenirea întreagă și tot ce este viu. Iubirea aceasta este exclusivă numai în sensul că fuzionezi de plin și intens numai cu o singură persoană. Iubirea erotică exclude iubirea pentru alții, numai în sensul fuziunii erotice, care angajează de plin toate aspectele vieții, dar nu și în sensul iubirii frățești profunde. Iubirea erotică, dacă este iubire, are o premiză. Să iubești din esența ființei mele și să simt persoana cealaltă în esența ființei sale. În esență, toate persoanele, toate ființele omenești sunt identice. Noi suntem toți parte din unul, suntem una. Așa sunt lucrurile, nu ar trebui să conteze pe cine iubim. Iubirea ar trebui să fie eminamente un act de voință, de decizie, în sensul punerii complete a vieții mele în slujba vieții alte persoane. Aceasta este, de fapt, rațiunea ce se ascunde în ideea insolubilității căsătoriei, ca și în multe alte forme de căsătorie tradițională, în care cei doi parteneri nu se aleg niciodată unul pe altul, ci sunt aleși unul pe celălalt și totuși se presupune că ei vor ajunge să se iubească. În cultura occidentală contemporană, ideea aceasta apare ca fiind complet falsă. Iubirea este considerată a fi rezultatul unei reacții emoționale spontane, al unui simțământ irezistibil care se năpădește brusc. În această concepție, sunt luate în considerare doar particularitățile celor doi indivizi implicați, nu și faptul că toți bărbații sunt parte din Adam și toate femeile parte din Eva. Se pierde din vedere un factor important în iubirea erotică, cel al voinței. Să iubești pe cineva
nu este doar un simțământ puternic, ci este și o decizie, o judecată, o promisiune. Dacă iubirea ar fi doar un simțământ, promisiunea de a iubi unul pe altul, veșnic, nu ar avea niciun fundament. Un simțământ vine și se poate duce. Cum pot eu să consider că va rămâne pentru totdeauna dacă actul meu nu implică judecată și decizie? Luând în considerare aceste puncte de vedere, putem ajunge la ideea că iubirea este exclusiv un act de voință și angajare și că, deci, nu are nicio importanță în fond cine sunt cele două persoane implicate. Indiferent dacă este vorba de o căsătorie aranjată de alții sau de una rezultată dintr-o alegere individuală, odată încheiată căsătoria, actul de voință ar trebui să garanteze continuarea iubirii. Acest punct de vedere pare să neglijeze caracterul paradoxal al naturii umane și al iubirii erotice. Suntem cu toții una și totuși fiecare dintre noi este o entitate unică și irepetabilă. În relația noastră cu alții se repetă același paradox, în măsura în care suntem cu toții una. Îi putem iubi pe toți în același fel, în sensul iubirii frățești. Dar, în măsura în care suntem totuși diferiți, iubirea erotică cere anumite elemente specifice, pronunțate individuale, care există între anumiți oameni, dar nu între toți. Ambele puncte de vedere, atât cel al iubirii erotice ca atracție complet individuală, unică, între două persoane anume, cât și celălalt punct de vedere conform căreia iubirea erotică nu este decât un act de voință, sunt adevărate. Sau mai bine zis, adevărul nu este nici de partea primului punct de vedere, nici de partea celui de-al doilea. Așadar, ideea unei relații ce poate fi ușor ruptă, dacă nu este reușită, este la fel de greșită ca ideea că, în niciun fel de condiții, relația nu trebuie ruptă.